Bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre pentru această conferință de presă. Prin ea ne dorim să aducem la cunoștință publicului larg că am inițiat procesul de consultare publică a proiectelor de manuale prezentate de către edituri pentru obținerea avizului bun de tipar. Menționez că în achiziția de manuale școlare pentru anul 2024, Ministerul a anunțat 67 de titluri. La sfârșitul anului 2023 au fost ofertate manuale pentru 46 din aceste titluri. Vorbim despre 64 de proiecte de manuale școlare. Manualele școlare sunt selectate, apoi achiziționate în conformitate cu un regulament dedicat pentru procesul de achiziționare a manualelor școlare aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării, sigur că respectând toate procedurile de achiziție publică. E de menționat că toate proiectele de manuale ofertate de către editurile din țara noastră, vorbim în cazul acestei achiziții, sunt evaluate de către un grup de 3-5 evaluatori care au fost selectați prin concurs deschis. Vorbim aici de cadre didactice, cu grade didactice, cu titluri științifico-didactice, cu experiență în domeniu și sigur că cu performanțe în aceste domenii. Toate proiectele de manuale au fost evaluate. Constatăm cu părere de rău că unele manuale deja au fost respinse pe criteriul de necorespundere curricula sau din considerentele că, așa cum o spune regulamentul, nu au acumulat 80% din punctajul total pentru un proiect de manual, iar toate manualele care au obținut punctajul necesar și au obținut cel mai mare punctaj punctaj în cadrul achiziției publice, care constă atât din punctaj pentru calitate, cât și punctaj preț. Toate manualele respective au fost repetat, să zicem, transmise editurilor pentru ajustările și redactările necesare. Aceste ajustări, redactări, în conformitate cu recomandările Comisiei de Evaluare au fost operate de către edituri, iar acum suntem la etapa când editura a prezentat manualul pentru obținerea bunului de tipar, deci avizului bun de tipar. Avizul bun de tipar se acordă de către Ministerul Educației și Cercetării ca mai apoi să fie executat contractul respectiv, ceea ce înseamnă că manualele sunt tipărite și prezentate în școală. Deci acest exercițiu de consultare publică îl avem înainte de obținerea avizului bun de tipar și prin consultarea publică a manualelor ne dorim o ultimă iterație de analiză acestora de către toate persoanele interesate, inclusiv cele cu competențe în domeniu, astfel încât să excludem orice potențială, eroare științifică, gramaticală sau eventuale răspunsuri greșite care sunt de regulă prezentate în proiectele de manuale și sigur că alte potențiale carențe, astfel încât urmarea acestui proces să avem manualele propuse, pregătite de o calitate cât mai înaltă și toate carențele, ziceam, să fie excluse. Deci, în context, chemăm toate persoanele interesate, cadre didactice, elevi, specialiști în domeniu, cu competențele respective, să consulte proiectele de manuale pe care le, de fiecare dată atunci când
este propus acest manual, le plasăm pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării la rubrica Transparență. Chemăm toate persoanele interesate să consulte și să vină cu feedback-ul corespunzător, completând formularul dedicat fiecărui manual. Ca urmare a acestui proces să fie operate respectivele redactări în proiect și să fie oferit acest aviz bun de tipar. Vreau de asemenea să menționez că manualele sunt pregătite nu toate concomitent, dar pe rând, ceea ce înseamnă că noi vom continua să completăm lista manualelor propuse, astfel încât spre sfârșitul anului acesta de studii și respectiv începutul următorului an să propunem elevilor manualele noi, redactate, ajustate și la această etapă gândim că reieșind din toți parametrii de evaluare în cadrul achiziției, gândim că vom propune mai mult de 40 de titluri de manuale școlare noi pentru anul de studii 2024-2025. Deci chemăm toată lumea să participe la acest proces de îmbunătățire a manualelor școlare. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, atunci vă mulțumesc foarte mult.